Începe programul Rabla Local, proiectul autorităților de a scăpa România de rablele care o fac urâtă și de a elibera locurile de parcare ocupate de aceste mașini. Așadar, ce mașini pot fi înscrise și câți bani primește șoferii? Mult așteptatul program Rabla Local este aproape de a demara. Rabla Local aduce un pic aminte de programul Rabla, numai că de data aceasta, cel care aduce mașina la casat nu este obligat să cumpere una nouă, va face ce vrea cu banii încasați. În atenția deținătorilor de mașini vechi, în curând va debuta Rabla Local, un program nou al Ministerului Mediului derulat împreună cu administrațiile locale. Iată cui se adresează, câți bani se oferă și în ce condiții. Autoritățile au anunțat care este scopul clar al acestui program de casare a mașinilor vechi. Complementar programelor Rabla Classic și Rabla Plus, programul Rabla Local are ca scop eliminarea din circulație a mașinilor uzate mai vechi de 15 ani cu grad ridicat de poluare, explică primăria sectorului 5. Față de celelalte programe Rabla, cei care vor casa mașini vechi vor primi din partea statului o sumă importantă de bani fără a trebui să achiziționeze o mașină nouă. În schimbul predării Rablei, proprietarul primește 3.000 de lei fără obligația de a cumpăra o mașină nouă. 80% din sumă vine de la Administrația Fondului pentru Mediu, AFM, și 20% de la bugetul local, a mai anunțat primăria sectorului 5. Totodată, autoritățile au anunțat că există mai multe condiții pe care cei care vor să caseze mașinile vechi trebuie să le respecte. Programul se adresează doar persoanelor fizice, nu și celor juridice. Acestea trebuie să respecte următoarele condiții: să aibă domiciliul sau reședința pe raza primăriei la care face solicitarea, să dețină un autovehicul uzat cu o vechime mai mare sau egală cu 15 ani și cu o normă de poluare Euro 3 sau mai mică, mașina să fie înmatriculată pe numele solicitantului de cel puțin 5 ani și să fie în evidențele fiscale ale primăriei respective, să nu aibă restanțe la plata taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local și cel de stat, să nu aibă condamnări definitive pentru infracțiuni împotriva mediului, să nu folosească aceeași mașină pentru a obține alte finanțări din alte programe, mai anunță primăria sectorului 5. Autoritățile au anunțat care este scopul acestui program, respectiv scăparea sectorului de rable care blochează trotuarele, adună mizerie și ocupă inutil locuri de parcare atât de necesare fiecăruia dintre voi, relatează playtech.ro.